care nu este tăiată. Am dat în obiectiv. Bine că n-am spart obiectivul. Bine ați venit pe canalul nostru. Vă invităm să vă abonați și să ne distribuiți videourile noastre, pentru că noi ne străduim să le facem cât de interesante, cât de captivante pentru cei care sunt pasionați de creșterea animalelor, în cazul de față, creșterea caprelor. Vom face un pic de pedicure astăzi, pentru că am mai făcut o dată în primăvară și le-au crescut unghiile. Trebuie tăiate, sunt destul de mari. Eu mă uitam de o săptămână la ele și tot am vrut să le tau, dar n-am reușit. Asta înseamnă unghie mare. Avem o foarfecă cumpărată dintr-un magazin din oraș. Magazinele care vând produse pentru animale, eu știu, chiar și ăștia cu piese pentru tractoare, dar mai degrabă la cei cu garduri electrice și accesorii pentru animale, veți găsi o astfel de foarfecă. 60 de lei au costat, dacă nu mă înșel, că am luat-o de vreo 4 luni. E foarte bună și foarte practică. Noi am încercat... Stai cu minte, Doina. Nu tăiem prea adânc. Noi am încercat anul trecut și ne-am chinuit mult cu o foarfecă de tuns gardul. Nu vă recomand. 60 de lei vă duce cale lungă și ajută foarte mult în acest aspect de a curăța unghiile caprelor. Foarte bine taie. Nu tăiem mult dintr-o dată. Ca să vedem, stai cu minte, cât de departe ajunge unghia. Să nu tăiem în viu. Eu mi-am luat și un spray aici din el albastru, să-l am la îndemână în caz că ciupesc pe careva, că câte un pic de sânge mai poate curge. Și tăiem și vârful, uite așa. Aici rămâne un pic de... Cam asta e o copită. O copită, o unghie. Cealaltă, stai cu minte, tăiem, uite așa, se vede diferența între una și alta. Și la călcare, ele calcă mai greu și mai pe lung, îi se întind ligamentele sau ce au acolo. Dacă nu-s bine, dacă nu-s tăiate unghiile. O soluție ar fi, și noi ne gândim și cochetăm cu asta deja, să le aduc un morman de bolovani, de piatră, de beton, ceva acolo, să se poată cățăra ele toată ziua pe ele, că atunci nu le cresc așa de tare, se mai cosmetizează singure. Dar n-am ajuns încă la etapa aia, stai cu minte. Uite ce cu minte-i, Doina, mai cu minte ca mama sa. Stai cu minte. Stai cu minte. Așa, bravo. Stai cu minte, Doina. Oi, oi, cam mult. Nu mult. Ai. Bravo. Și uite ce frumos calcă. Aia, îmi place în față, că în față nu se poate sări atâta. Să dea cu copita. Stai cu minte, Doina. Deci uitați-vă câtă mizerie se adună sub o copită. Care nu este tăiată. Am dat în obiectiv. Bine că n-am spart obiectivul. Vezi? Aici 6 mm de loc de joacă pentru viermișori. Le-am tăiat acum 3 luni maxim. Ale noastre căprițe au loc înăuntru, unde să se ascundă peste noapte. Au spațiu împrejmuit, vreo 50 de arii, în care pot să se plimbe și să-și caute de mâncare. Să-și caute, așa e un fel de a spune, că mâncarea este destul acum, dar ele mai... Stai cu minte? Ciuguleți și de pe pomi.
Avem chiar și câțiva pomi fructiferi crescuți așa sporadic, pe care îi lăsăm să-i mănânce cei pe care, de pe care vrem să mâncăm noi fructe. I-am protejat cu gard electric sau împrejmuire să nu meargă caprele acolo la ele. Stai cu minte la ei, la pomii fructiferi, că nu suntem maghiari. Așa, bun. Stai cu minte. Ia uitați-vă ce înseamnă o unghie. O unghie mare. Stai cu minte. Stai cu minte, Doina. Deci asta e tot surplusul care a crescut și trebuie tăiat. Se poate vedea diferența între o unghie tăiată la o capră și una care nu-i tăiată. Unghiile care nu sunt tăiate au tendința să se... Stai cu minte. Să se crape, să se despice, să adună mizeria sub ele. Se poate instala și boala într-o unghie care stă cu multă mizerie suia și prin umezeală, prin iarbă udă, prin adăpostul și așa mai departe. Deci, tăierea unghiilor se face repetat de 2, 3, chiar și de 4 ori pe an, din ce am înțeles. Nu foarte mult, ca să nu le afecteze și să nu le rănim, dar trebuie făcută cu minuțiozitate și cât de frecvent. Stai cu minte, Bella. Am trecut la următoarea căpriță. Toate au o situație oarecum similară, pentru că le-am tăiat unghiile deodată în primăvară, înainte de a le da drumul pe pășune. Noi am început să le dăm drumul câte puțin de pe la 1 martie, dacă nu și mai devreme. Hai să zicem așa, ca o dată de referință, 1 martie. Se face o trecere la pășunatul verde, se face treptat. Câteva minute în prima zi, 10-15 minute, după aia închise înapoi. Să aibă fân uscat și să poată ciuguli o dată pe zi un 15 minute și verde. Că lor le place verdele. Dar dacă le lași din prima zi la verde, fără oprire, vei avea probleme de digestie. Stai cu minte. Așa că stai cu minte. Trecerea se face treptat. A doua zi 15 minute și încă 15 minute, jumătate de oră, 45 de minute maxim. Și băgate înapoi în stabulație. Și tot așa până când le poți lăsa jumătate de zi sau o zi și apoi le dai drumul de nu mai ai treabă cu ele. Ești frumoasă ca o floare. Bravo! Vezi aici înteacă mult? Dar nu-i nimic, că o să o dăm cu spray. Și o să o dăm chiar acum. Da, după. Bun. Aici se adună multă mizerie și chiar viermi se pot face sub unghiile caprelor dacă nu le curățați.
Stai cu minte. Bun, eu-s mulțumit. Bine așa ținute în standul de mult. Vă invit și vă recomand să vă faceți și stand de mult, pentru că e practic. Nu trebuie să fugi după capre. Hai încoace, unde mergi? Stai aici, avem laptele. Le-am păcălit cu grăunțe, nu le-am păcălit, că de fapt vedem grăunțele. Stai cu minte. Vedem grăunțele până își mănâncă ea tainul lor zilnic. Le mulgem. Lasă că ești gata imediat. Eu n-am ce să face, nu, trebuie să fii și frumosă. Și de aproape, nu numai de departe. Ia uite ce franzurări aici, extraordinar. Bun. Așa, ia uite, încă trebuie să-ți mai scobesc, să văd unde începe carnea. Și din, ce cum îi zice la asta? Unghia asta moale de pe dedesubt și din aia se poate tăia puțin, cât să o îndreptăm. Aia nu tăia foarte mult ca să nu am probleme. Acum întoarcem cu dinții din coace, ca să muște bine din ea. Uite așa. Ia, ce frumoasă e. Uite ce frumoasă e. Deci nouță. Bravo. Asta e tăierea unghiilor. Încercăm să nu rănim animalul. Tăiem treptat. Încercând să și îndreptăm un pic mersul, pentru că cu unghiile mari, caprele se deplasează mai greu. Și dacă nu le tăiați deloc unghiile, vor avea un mers defectuos. Bravo! Stai cu minte. Stai cu minte. Nu ești tu, eu îți comand aici. Spun eu când ești gata. Te anunț eu când ești gata. Hop. Aici s-ar putea să curg un pic de sânge. Bun, tăiem și vârfulețul ăsta un pic și eu-s mulțumit. Nu o să facem filmarea asta ca să vedeți cum ne... vai, ce-am speriat. Nu o să facem filmarea asta ca să vedeți cum tund unghiile la toate caprele. Ați văzut cum se face. Vă încurajez să faceți și voi. Aveți nevoie de o foarfecă de 60 de lei. Curaj, pasiune și dedicare. Neapărat să fie de 60 de lei? Nu cred că găsiți mai ieftine.
Mai scumpă poate. Bineînțeles că sunt care, nu știu dacă Louis Vuitton face forfeși din astea, dar încercați la Dolce Gabbana sau la alții. Ok. Asta este cosmetizarea pedicura la capre. Vă mulțumim pentru vizionare, vă încurajăm să vă abonați la canalul nostru dacă nu v-ați abonat. Dacă sunteți abonați și n-ați activat clopoțelul de lângă, din partea asta, de lângă butonul de abonare, ar trebui să-l activați ca să primiți notificări când apar materiale noi. Vă salutăm și ne vedem data viitoare!